Seara, bine v-am regăsit! Astăzi ne avem un subiect dificil. Este vorba despre natura, originea și rolul violenței iahviste sau violenței vechi testament, dar de fapt a violenței biblice în general, pentru că acoperă și Noul Testament. Mai precis, care este natura violenței rituale în Biblie și în viața noastră de biserică, pentru că această violență rituală încă se perpetuează și este indispensabilă, se pare, pentru păstrarea unei anumit psihic în biserică, chiar dacă această violență este perpetuată în mod simbolic. Deci, care este cauza, natura acestui exces de violență care apare în Biblie, nu numai în Vechiul Testament, dar și în Apocalipsa? Nu m-a interesat de mult originea istorică, cât rolul acestei violențe în perpetuarea credinței și a comunității religioase. În general, când vorbim despre scenele de violență din Vechiul Testament, mai ales cele legate de Exod și de cucerirea Canaanului, avem trei explicații. O explicație care aparține celor care vor să arate că Biblia nu este ceea ce prinde că este, arată la aceste scene de violență și ridică întrebarea cum poate, ce Dumnezeu este acela care dă asemenea porunci. Nu este nevoie să repet aceste porunci, fiindcă le cunoașteți. Există aici două răspunsuri la această obiecție, două răspunsuri apologetice. Un răspuns apologetic vine din partea literalismului biblic. Ideea este că nu trebuie să-i ceri socoteala lui Dumnezeu. Există o diferență fundamentală între cele 10 porunci, între regulile biblice în general, și codurile de legi ale antichității și ale lumii moderne. În antichitate, zeii sunt judecători, dar legile sunt date de oameni, pe baza bunului simț, pe baza unui consens social, pe baza rațiunii, dacă vreți. În Biblie, legiuitor este doar Dumnezeu. Păcatul original constă în dorința omului de a cunoaște binele și răul. Dumnezeu își păstrează un monopol asupra cunoașterii binelui și răului și omul trebuie doar să se supună poruncii date de Dumnezeu. Așa că aici avem o anumită atitudine care interzice omului să judece deciziile lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce este bine și rău. Și ca atare, scenele de violență excesivă din Vechiul Testament sunt considerate un fel de test al credinței. Este un test dacă tu te bazezi, să zic, pe un concept umanist, antropocentric, de bine și rău, sau pe unul teocentric, în care tot ce poruncește Dumnezeu este bine și tot ceea ce merge împotriva lui Dumnezeu este rău. Ca atare, dacă Dumnezeu a poruncit niște scene de cruzime, sau chiar aspecte ca cel din numeri 31, în care femeile care au cunoscut bărbați sunt omorâte și păstrate fetițele pentru a fi folosite ca sclave sexuale. Astfel de porunci nu trebuie puse sub semnul întrebării. Dumnezeu știe ce spune. Și cealaltă apologie vine din partea teologului liberal, iudeu sau creștin, care susține că, de fapt, aceste scene n-au avut loc niciodată. Narațiunea Exodului conține elemente istorice, dar este filtrată prin prisma percepțiilor vremii și există o influență puternică a culturii și a istoriei asupra editării Bibliei. Ca atare, ei aduc argument arheologia, care arată că acele măceluri teribile și cucerirea țării Canaanului, ca și Exodul, spune ei, nu au avut loc niciodată, pentru că nu există nicio dovadă arheologică că ar fi avut loc. Iar evreii sunt ei însăși o emanație a Canaanului. Nu sunt un popor venit din Egipt pentru a cuceri Canaanul. Așa că aceștia păstrează relevanța narațiunii biblice ca fiind profund relevantă. Și inclusiv aceste scene de cruzime sunt considerate relevante în sens alegoric sau simbolic, în sensul că omul trebuie să ducă un război fără compromis împotriva răului. Luați de exemplu aplicația banală a cuceririi Canaanului. Evreii nu au distrus
toată populația canalului și aceasta a devenit o cursă pentru ei, fiindcă i-a atras în idolatrie. La fel ni se spune orice compromis cultural cu lumea este o astfel de cursă și noi trebuie să mergem până la cap într-un soi de violență culturală, de a distruge în viața noastră personală orice aspect simbolic al lumii și a fi fără compromis în așa zisele păcate mici. Însă întrebarea este aici, de ce fac aceste scene de violență parte din memoria cultural-religioasă a religiilor cărții, a iudaismului, a creștinismului și a islamului? De ce, dacă nu au fost adevărate, de ce au fost inventate? Asta este o întrebare la care teologia liberală nu are răspuns. Și se pare că singurul răspuns corect rămâne cel al teologiei conservatoare, pentru că în momentul în care teologul liberal spune nu, acestea n-au fost reale, au fost inventate sau, mă rog, sunt niște alegorii care au fost introduse în narațiunea biblică, niște lecții pentru cei care ascultau aceste istorii ca să învețe să fie categorici și fără compromis, că Dumnezeu nu tolerează compromisul. Întrebarea este de ce trebuie asemenea scene, obscene și foarte crude să fie parte din această narațiune. Nu vreau să nici să fac o apologie a Bibliei, nici să critic Biblia. Deci nu vreau să iau nici partea celor care arată la aceste scene de violență ca un argument împotriva Bibliei și nici partea celor care fac o apologie a acțiunilor lui Dumnezeu, violente ale lui Dumnezeu în istorie, începând cu potopul, Sodoma și Gomora, distrugerea Canaanului și încheiind cu Apocalipsa. Până la urmă există și alte apologii, cum este apologia din Patriarhi și Profeți, care mi se pare că sună foarte naiv, cum ar fi, de exemplu, ideea că acele popoare măcelite din Canaan erau, din punct de vedere genetic, total compromise. Și erau de compromise genetic încât trebuiau să fie exterminate cu totul. Ideea aceasta este foarte, foarte naivă. Până la urmă contrazice un alt concept, anume că toată familia umană este erudită genetic și Iisus însuși a venit luând asupra lui natura umană. Deci această explicație a Ellen White distruge narațiunea creștină, însă, sau narațiunea istoriei mântuirii, însă este folosită foarte des la învor. Ceea ce vreau să facem cu această ocazie este să înțelegem natura, originea istorică și rolul violenței vechi testamentare. Și ca să începem cu începutul. Violența vechi testamentară este, în forma clasică, este ceea ce în ebraică se cheamă herem. Anume când evreii merg împotriva unei cetăți păgâne, datoria lor este să distrugă totul, să distrugă bătrâni, copii, femei, bărbați și animale. Și apoi tot ce este în această cetate să fie ars în foc, să rămână nicio urmă. Acest tip de violență are o origine istorică în violența asiriană. Asirienii, când cucereau o țară, cereau locuitorul acelei țări să facă un legământ. Și acest legământ, de obicei, asirienii făceau numele zeului Asur. Și implicit cei care jurau pe zeii lor. Era văzut ca un legământ între Asur și zeii Elamului, să zic, sau al altei țări cucerite. Cum am spus data trecută, lumea antică, politeistă, nu se închina la zeități tribale. Mai degrabă, acestea erau zeități ecumenice. Se considera că zeii locuiesc în cer, dar coboară și pe pământ unde sunt invizibili. Și pentru ca prezența unui zeu să fie într-un anumit loc, era nevoie ca să fie un simbol vizibil al acestui zeu, care era statuia zeului respectiv, dar era în același timp preotul sau conducătorul politic. Deci era o legătură strânsă între zei și oameni și diversitatea panteonului reflecta diversitatea culturală a lumii. Însă panteonul în ultima instanță era același la toate popoarele. Deci un zeu se traducea în limba altui popor cu alt nume, dar era același zeu, avea același loc în panteon, același rol.
Și chiar dacă mitologia era diferită, era diferită pentru că local zeul respectiv a făcut alte isprăvi sau minunății. Așa că asirienii, în numele lui Asur, făceau un legământ cu zeul, cu un zeu local. Și atunci când poporul respectiv ca legământul, asirienii invadau și nu numai că omorau toată populația, dar profanau și sanctuarul. Rezultatul profanării sanctuarului nu era distrugerea zeului respectiv, ci, citând dintr-o cronică asiriană, zeii au zburat ca păsări și s-au înălțat la cer. Deci zeii nu mai locuiesc acolo pentru că asirienii au distrus și pe reprezentați și imaginea umană a zeului, marele preot sau regele, dar au distrus și sanctuarul și l-au profanat. Și zeii nu mai pot locui în acel loc. Nu înseamnă că acei zei nu mai există și nu locuiesc în alte locuri, prin alți idoli și prin alți conducători politico-religios. Deci acest iconoclasm asirian este suspect de asemănător cu heremul evreu. Însă heremul evreu are un alt caracter. Iahve este un Dumnezeu exclusivist. Și nu în sensul în care s-a dezvoltat monoteismul filozofic mai întâi în Egipt și apoi în așa numită era axială, în toată lumea veche din China până la Roma. În sensul că oamenii au ajuns să gândească că toți zeii sunt reprezentați unui Dumnezeu transcendental. Și nu poți avea, acest Dumnezeu este foarte distant. Nu este o divinitate antropomorfă. Așa că ne adresăm lui prin intermediul zeilor. Sau avem legături cu zeii care au o relație personală cu oamenii. Și un lucru care se dezvoltă în această perioadă în lumea politeistă este pietatea personală. Psalmii din Biblie sunt foarte asemănători cu psalmii cananeiți dedicați lui Baal sau cu psalmii egipteni dedicați lui Isis, în sensul că zeul cere inima. Este o relație personală în care credincioșul își iubește zeul și zeul își respectă legământul și ocrotește pe credincios. Psalmii lui David, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și așa mai departe, sunt de fapt clișee care se găsesc în psalmii lui Paul, se găsesc în psalmii egipteni, se găsesc în psalmii acadieni. Deci această pietate personală este caracteristică închinătorului zeului. Însă Dumnezeu, care este înțeles de intelectualitatea lumii antice, Dumnezeul monoteist, nu este adorat pentru că nu poate fi într-o relație emoțională, personală cu închinătorul. Iahve, dimpotrivă, este creator, dar în același timp este într-o astfel de relație personală și este antropomorf. Însă adevărul este că până la în perioada Revoluției Axiale, când profeții evrei încep să denunțe idolii ca fiind nimic, ca fiind invenții omenești, ca fiind ficțiuni, Iahve nu este singurul zeu. Iahve însă este exclusivist. Iahve interzice evreilor să închine altor zei. Dar nu numai atâta. Iahve este într-un război cu toate celelalte divinități. Și pentru că lumea antică este organic unită în jurul religiei. Religia, statul, viața socială sunt un tot organic. Este imposibil ca Iahve să fie în război cu aceste divinități, să nu fie în război cu tot ce e legat de aceste divinități. Oameni, obiceiuri, practici, simboluri și așa mai departe. Îți dau un exemplu. În timpurile antice, în epoca timpurea fierului, când se desfășoară mare parte din istoriile veche ale Vechiului Testament, mâncatul de carne nu avea altă scuză decât jertfa adusă zeului. Deci păgânul din acea perioadă nu mânca carne decât ca parte a jertfei adusă zeului. Așa că a sta la masă cu un păgân însemna să te închii în zeului respectiv. Și nu este accidental faptul că și egiptenii, care sunt cel mai religios popor al timpului, și evreii, care sunt antiteza egiptenilor, care își dezvoltă religia în antiteză cu religia egipteană, nu stau la masă cu alte popoare.
este păcat să mănânci carne cu un alt popor. Când evreii au mâncat carne cu închinătorul Baal Peor, ei de fapt s-au întinat și au curvit, spune Biblia, pentru că au stat la masă și au mâncat carne cu ei. Deja în Roman 14 vedem că în perioada timpurie a creștinismului există această întrebare: poți să mănânci carne? Pentru că totdeauna carnea este jertfită unui zeu. E bine, evreii au rezolvat această problemă foarte simplu și anume au spus că poți să mănânci carne câtă multă vrei la tine acasă, însă când o jertfești lui Dumnezeu, s-o jertfești mai la Ierusalim. Și ca atare au desfințat înălțimile unde oamenii mâncau carne în părtășie cu Jehova. Lucrul acesta Pavel nu-l folosește totuși, pentru că ar însemna să doar că la iudaism, la Ierusalim. Așa că folosește argumentul profeților: un idol este tot una cu nimic și simbolurile sunt relative, așa că poți să mănânci carne dacă te lasă conștiința sau poți să nu mănânci dacă conștiința nu te lasă și consideri că este o împărtășire de zei. E ironic cum mulți din colegii mei citesc acest sfat al lui Pavel și această situație în contextul reformei sanitare, ceea ce foarte, foarte anacronic. De exemplu, citează textul: bine este să nu mânci carne, care îl spune Pavel în Roman 14, și să nu faci nimic din ce este pentru fratele tău pricină de potignire, și îl aplică direct la reforma sanitară, în care e foarte interesant. Mâncatul de carne nu este atât de mult o problemă de sănătate, ci o problemă de distincție culturală între închinătorul adevărat lui Dumnezeu și lume. Însă, mă întorc la problema aceasta. Deci, Jehova nu tolerează, este într-un război total cu toate celelalte zeități. Și vom vedea mai târziu de ce acest război total este o revoluție. Acest război total începe în Egipt cu reforma lui Akhenaton. După aceea, evreii, în timpul exodului, oricare ar fost acesta, dezvoltă, de fapt chiar în timpul lui Akhenaton, dezvoltă o contracultură, în antiteză cu Egiptul, în care reforma lui Akhenaton este asimilată cultului lui Iahve. Și e foarte interesant aici dialogul între faraonul Neco și Iosia, în care faraonul Neco spune: Dumnezeul tău m-a trimis împotriva acestui popor, nu te-ai așezat înainte mea să te nimicească Dumnezeu. Neco nu se referă la eu sunt cel ce sunt, la Dumnezeul monoteist pe care egiptenii îl concepeau, dar la care nu se închinau, ci se referă mai degrabă la Dumnezeu lui Akhenaton. Se pare că Neco este un închinător secret la Akhenaton și de aceea simpatia lui pentru Iosia. Oarecum, în secret, eu sunt un închinător al aceluiași Dumnezeu, așa că nu sta înaintea mea. Cert este însă că Dumnezeul acesta transcendental este inaccesibil și devine accesibil abia mai târziu în timpul filozofiei grecilor și în Egipt, în aceeași perioadă, în timpul supremației eleniste, în forma unor culte esoterice sau meditații transcendentale sau a reflexiei filozofice. Dar la începuturile istoriei biblice, acest Dumnezeu nu este accesibil. Și Iahve este o zeitate antropomorfă care recunoaște existența altor divinități și este în război împotriva lor. În secolul 1, mai ales apologeții evrei și nu numai ei, chiar și Pavel în Cartea Faptelor, identifică Dumnezeul filozofilor, monoteismul greco-egiptean, ca să zic așa, cu Iahve. Dar aceasta este aici o înjugare la un juc nepotrivit, ca să zic așa. În istoria teologiei creștine a fost totdeauna o acrobație care începe de la Augustin, cum să-l împace pe Iahve cu agentul imobil al lui Aristotel sau cu existența absolută, binele absolut și așa, cu Dumnezeul filozofilor. Și niciodată această căsătorie nu a funcționat foarte bine. Însă, cert este că evreii, în perioada la care ne referim, se închine lui Iahve ca unui zeu exclusivist, care este în război cu Panteonul. Și acest război total cu Panteonul este implic un război total împotriva oricărei culturi. Gândiți-vă, de exemplu, că mitologia egipteană ne spune că în perioada dintre regatul vechi și regatul nou, când au fost 150 de ani, în care Egiptul a fost fără rege, fără faraon,
și asta însemnează fără o reprezentare vizibilă a zeilor. Zeii s-au ascuns în animale. Și ideea era că zeii se pot ascunde în animale. Până la urmă și Îngerul Domnului s-a ascuns în măgărița lui Balaam și cine știe cine s-a ascuns în șarpele din Eden. Însă evreii, când cuceresc o cetate, omoară toate animalele, așa cum fac și asirienii, și ar totul, și nimicesc pe oricine, pentru că zeul este în unitate organică cu lumea, cu lumea lui. Așa că, fiind de acum o lume unitară, cum am spus, o ecumene, o comunitate internațională de zei și de popoare și de culturi, care uneori au război, dar pot face și tratate de pace, Iahve este împotriva întregii lumii. Și de aici heremul. Să distrugi totul, nimicește totul. Această concepție este moșnită de, cel mai bine în timpul nostru, de jihadul islamic, dar are și alte expresii, cum ar fi revoluția globală sau național-socialismul german a avut ceva din acest iahvism, într-o formă mutată, și nu în ultima instanță puritanismul anglosaxon. Dar las asta pentru puțin mai târziu. Nu vreau să mă abat din firul discuției. Ceea ce vreau să arăt este că, și asta e foarte important pentru noi, pentru întrebarea de la care am plecat la început, este că această violență iahvistă are două aspecte. Un aspect activ, agresiv. Agresiv, activ, în care evreii sunt chemați să distrugă totul, și un aspect agresiv-pasiv, în care violența aceasta este îndreptată împotriva ta însuți. Și originea se găsește în scena vițelului de aur. De ce? Țineți minte că atunci când evreii s-au închinat la vițelul de aur, și interesant, de ce și-au făcut evreii vițelul de aur? Evreii și-au făcut vițelul de aur pentru că Moise era reprezentantul vizibil al lui Iahve. Odată Moise dispărut timp de 40 de zile, ei și-au făcut un vițel de aur ca să aibă un reprezentant vizibil al lui Iahve. Și Moise se întoarce și Moise spune cine este pentru Domnul să vină încoace, și leviții s-au adunat la el și le-a spus fiecare să-și ia sabia și să înjunghe pe cine? Pe prietenul său, pe fratele său, pe copilul său probabil, pe mama, pe tata, pe oricine. Este... De ce îți spun că este totuși o violență agresiv-pasivă într-un anumit sens? În sensul că această violență se întoarce oarecum împotriva ta, în sensul că nu este în mod corect, nu este propriu agresiv-pasivă, să fiu foarte bine înțeles. Vreau să spun că originea violenței agresiv-pasive se găsește aici. În sensul că leviții se întorc împotriva emoțiilor lor, împotriva relațiilor lor cele mai strânse, mai intime. Și întrebarea este, care este rolul acestei act de violență care își cere, în primul rând, să te întorci împotriva celor pe care iubești? Deci, implicit, împotriva tot propriei tale inimi. Există două texte la care vreau să mă refer aici, care sunt foarte relevante. Și primul este în Deuteronom, capitolul 13, începe de la versetul 6. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, da, sau fiul tău, sau fica ta, sau nevasta care s-o odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te ațâță în taină, deci nu deschis, în taină, zicând, haideți să slujim altor dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut, de Dumnezeii poporul care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă, să nu te învoiești și să nu-l asculți. Să nu arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruci și să nu-l asculți, ci să-l omori întâi mâna ta, să ridice asupra lui ca să-l omoare, și apoi mâna întregului popor. Să-l uciți cu pietre și să moară pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău. Mă rog, aici este o scenă familiară. Dacă soția ta sau soțul tău sau fiica ta sau fiul tău sau prietenul tău ascultă Radio Europa Liberă, să zic, pe vremea comuniștilor, sau vorbește de rău pe tovarășul Stalin sau pe tovarășul Mao sau pe tovarășul Ceaușescu sau pe Marele Führer sau pe iubitul conducător sau marele conducător din Corea de Nord, tu
ai datoria să-l denunți. Ideea aceasta a fost practicată cu succes în timpul Uniunii Sovietice, pe timpul lui Stalin și în toate regimurile totalitare. Dar a fost inventată de asirieni. Fiindcă atunci când asirienii făceau un legământ cu un popor, cereau supușilor să jure pe zeii lor și pe Asur că dacă cineva îi va îndemna răzvrătire, îl vor denunța imediat. Deci ideea să denunți familia este unul dintre cele mai grotești aspecte ale puterii totalitare. Este ceea ce găsim în 1984 al lui George Orwell, este ceea ce se întâmplă la Târgu Jiu, când te bătea până începeai să-ți vorbești de rău părinții, să denunți pe cineva. Deci ceea ce făcea securitatea când își cerea să denunți pe cineva apropiat și să arăți loialitatea atunci când cineva cu origine nesănătoasă ajungea în armată sau în securitate sau în partid, trebuia să-și dovedească loialitatea denunțându-și rudele care erau de origine burgheză sau chiabur sau mai știu eu ce, sau fusese într-un partid politic burghez, ca să arate că sunt loial cu adevărat noi puteri. Întrebarea este, cum putem împăca caracterul lui Dumnezeu cu o astfel de atitudine de a-ți străda soția, copilul, părinții, prietenii? Acum înțeleg că nu ești de acord și el în taină spune, hai să ne închinăm altor dumnezei și tu tot în personal poți să-l musti, să-i spui, uite care e chestia, nu trebuie făcut așa, ceva nu este bine, dar să-ți duci să-l denunți și numai să-l denunți, să fii primul care pui mâna pe piatră. Această agresiune nu este îndreptată în primul rând împotriva criminalului politic, teologic, ci este îndreptată în primul rând împotriva ta. Că niciodată nu vei mai fi același după ce ai făcut acest lucru. Ba, cred că originea se află undeva la episodul Abraham Isaac. Dumnezeu îi cere lui Abraham să-l omoare pe Isaac ca să dovedească că îl iubește. Deci ideea este că până la urmă nu este faptul că soția sau copilul care ca orice adolescent vorbește mai mult decât trebuie sau prietenul tău este un inamic public atât de periculos încât trebuie să îl denunți și să pui mâna pe piatră să-l omori. Ci mai degrabă ca tu să arăți că îl iubești pe Iahve mai mult decât îți iubești fiul. În timpul nostru cineva își homeschool copiii sau îi trimite la o școală din aceasta ultrafundamentalistă și copilul acesta de fapt este frustrat de o creștere normală, naturală. El n-are voie să se joace, n-are voie să se joace cu mingea, n-are voie să citească alte cărți, să vadă ce văd alții. Nu că ar fi destule lucruri rele în acestea. Dar ce este că copilului se interzice o expunere la cultură? Și aceasta este pentru că copilul acesta e sacrificat pentru că părintele trebuie să-și dovedească loialitatea lui absolută față de Iahve. Deci aici avem un model care începe de la leviții din tabără și din Deuteronom în care tu trebuie să te întorci împotriva familiei tale atunci când familia ta se dovedește din punct de vedere teologic necredincioasă lui Iahve. Există și alt aspect al violenței agresiv-pasive și aceasta este violența apocaliptică. În ce sens? Pentru că în ultima instanță, violența apocaliptică este o violență care o face Iahve exclusiv fără ajutorul nostru. Dar noi participăm, contemplând și lăudându-L pe Dumnezeu pentru această violență apocaliptică. Mă întorc la întrebarea de ce, de unde. Și aș vrea să prezint aspectul pozitiv aici. În ce sens aspectul pozitiv? Iahve este o revoluție, iahvismul este o revoluție. Și vreau să citesc Psalmul 82. Dumnezeu stă în adorarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la față celor răi. Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate norocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți din acel răi, dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric. De aceea se clatină toate temelile lumii. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui preanalt. Însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oricare. Scoală-te Dumnezeule, judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale tale. Care este sensul acestui psalm? Iahve este prezentat în adunarea dumnezeilor. Și acești dumnezei sunt zeii la care se închină alte popoare. Ei sunt, de fapt, baza întregii ordini sociale și cosmice. Pentru că credința este că de ritualurile care se fac în temple depinde ordinea cosmică și
traiectoria soarelui și a stelelor și ploaia și din soarea și soarele și revărsarea Nilului și așa mai departe. Deci toată această ordine cosmică este coordonată de zei și ritualurile care se fac în temple, ritualele secrete, au ca scop să mențină această ordine cosmică. În același timp, ordinea politică este tot bazată pe această religie politeistă, pentru că, așa cum am spus, faraonul și judecătorul și regele și preotul sunt reprezentanții vizibili ai zeilor. Însă aici războiul Iahve împotriva altor zeități apare ca o revoluție. Și cred că aici este aspectul profund și pozitiv și mai mult decât pozitiv aspectul revoluționar istoric al iahvismului. În sensul că acest sistem este corupt și acest sistem implică o anumită însclavire a omului. În sensul că sacralizarea lumii înrobește mintea omului, îl face sclav al superstiției și omul este sclav al preotului și a regelui prin faptul că aceștia sunt văzuți reprezentați ai zeului. Și acest sistem, în ultima instanță, este corupt. Pe lângă că sancționează inegalitatea între oameni, dar este și o corupție chiar în interiorul acestui sistem, în care regele și judecătorul și preotul refuză să facă dreptate și să folosesc puterea ca să stoarcă. E bine, dacă luăm narațiunea Exodului, este implicit o narațiune a eliberării. Este ieșirea din sistemul Egiptului în pustie. Și sistemul aici în pustie este egalitarian. Nu, mai mult decât atâta, Dumnezeu este despărțit de lume. Radical despărțit. Așa că sfera politică nu mai reprezintă pe Dumnezeu. Așa cum aici este sensul poruncii să nu-ți faci chip cioplit. Dumnezeu nu are un reprezentat vizibil. Indiferent că acest reprezentat este o statuie sau este un conducător politic sau este un erou al Antichității. Dumnezeu nu are reprezentat vizibil pe pământ. Și aici este posibilitatea unei eliberări care în ultima instanță s-a făcut în lumea noastră. Deci nu a fost deplină niciodată și chiar prin creștinism această eliberare a operat mai departe după demisia iudaismului. Și care este sensul acestei eliberări? În primul rând apare o egalitate a oamenilor în fața legii, care este de origine divină, dar în același timp apare o egalitate a oamenilor în fața lui Dumnezeu, în sensul că niciun om nu este reprezentat vizibil al lui Dumnezeu. Această revoluție nu poate fi decât o revoluție violentă. Și Psalmul 82, care a fost probabil scris în timpul erei axiale, asociază războiul lui Iahve împotriva panteonului antic cu un război al lui Iahve pentru dreptate. Însă, există un aspect întunecat, nu atât în violența ca atare, care e o violență revoluționară și o lume trebuie distrusă, nu se poate face că prin violență, ci mai degrabă prin ritualizarea ei, care creează un anumit psihic și un anumit atașament față de dogmă și față de canon și față de grup, care se întoarce împotriva individului și devine un alt gen de robie. Și pentru aceasta vreau să trec la următoare subîmpărțire a prezentării mele, anume care este rolul violenței rituale în religie în general. Există o idee care o susțin unii antropologi, anume că omul, Homo sapiens, în istoria lui evolutivă, a fost un omnivor și un scavenger. Ca orice maimuță antropoidă, a fost omnivor, a stat în copaci și în același timp, mai târziu, a mâncat cadavre omorâte de alte animale mai mari. Ideea aceasta încearcă să explice care este rolul ritualului violent în umanizarea lui Homo sapiens. Și se știe că maimuțele antropoide sunt foarte violente, dar violența aceasta este intraspecifică, nu este în afara speciei.
Ele nu sunt predatori care să vâneze organizat alte specii, cum fac lupii sau lei sau ghepardul, care vânează tigru, vânează individual. Lupii sunt foarte disciplinați, vânează în haită și își împart prada egal, spre deosebire de leu. Dar întotdeauna aceste predatoare au anumite instincte care fac din ele predatoare și care lipsesc mai mulți la antropoide. Așa că omul, când devine om, omul devine cel mai puternic și cel mai eficient și periculos predator din istoria vieții. E bine, omul trebuie să schimbe natura lui. Natura unui omnivor sau eventual a unui scavenger trebuie schimbată în natura unui predator. Și în mod ritual, omul se identifică cu lupul, cu leul, cu alte animale și tot în mod ritual, prada lui este identificată cu membrul al propriei specie care trebuie omorât. Deci aceasta stă în picioare bazată pe studiul picturilor din peșteri. Și vreau doar să subliniez faptul că picturile din peșteri însemnează o perioadă de 6 ori cât istoria civilizației, în care aceleași canoane și aceleași teme și preocupări artistice au rămas neschimbate. Natura umană s-a format în Pleistocen, dar această natură umană nu s-a format accidental, așa cum s-a format natura lui biologică, ci omul și-a schimbat natura prin ritual și prin religie. Există apoi o următoare treaptă în care apare cetățeanul. Aici jertfa are un alt rol de a schimba natura vânătorului în cetățean, care pune colectivitatea deasupra individului. Și întrebarea care vreau să o ridic este: care este această schimbare a naturii umane? Care este omul nou pe care îl formează iahvismul și pe care ritualul violent în iahvism are ca scop să îl formeze, să îl păstreze, să îl consolideze? Deci toate aceste ritualuri violente au ca scop să schimbe natura umană. Friedrich Nietzsche are o intuiție foarte adâncă în genealogia moralei, anume că violența este necesară în religie pentru a păstra în amintire cu fierul roșu, mă rog, dogma sau principiile esențiale ale acelei religii. Așa că aici vedem la iahvism cu siguranță că violența raportată în Biblie, pe care nici lectura Bibliei n-a scos-o afară, ci a lăsat-o acolo, are ca scop tocmai să păstreze și să imprime o anumită caracteristică a omului, o schimbare a naturii umane pe care o implică iahvismul. Ce este interesant e faptul că Iahve este prezentat având ca principală caracteristică gelozia. Iahve este un Dumnezeu gelos și ca răspuns la gelozia lui Dumnezeu are loc o schimbare natura umană care este caracterul zelotului. Exemplul sau arhetipul zelotului sau zelosului în Vechiul Testament este Phineas. Țineți minte că copiii lui Israel s-au dus și au fost invitați de niște moabite să mănânce împreună cu închinătorul lui Baal. A mânca carne împreună cu închinătorul lui Baal este o crimă, pentru că înseamnă împărtășire cu Baal. Și asta înseamnă implicit împărtășire cu toate valorile. Crima este pedepsită cu asprime și 24.000 sunt omorâți în Israel pentru crima de a fi stat la masă și a fi mâncat cu închinătorul lui Baal. Însă, în timp ce poporul stă în fața cortului și plânge, se întâmplă că un prinț din Israel aduce o madianită la el în cort. Și Phineas este apucat de un zel, de o rifnă pentru Domnul. Așa că Phineas duce și îi străpunge pe amândoi prin pântece cu sulița. Și Dumnezeu spune că, mai se spune că Dumnezeu a făcut un legământ de pace cu Phineas din cauza zelului, sau dacă vreți în românește, râvna. Dar preferesc să folosesc cuvântul zel aici, fiindcă este rădăcina pentru cuvântul zelot. Deci acest zel implică o detașare a emoțiilor de orice lucru pământesc și o canalizare numai în direcția serviciului lui Iahve. Ca tare, exclusivismul iahvism are două fețe, gelozia lui Dumnezeu și zelotismul zelosului sau zelotului, zelul zelotului, râvna lui Jehu, a lui Phineas.
un aspect însă foarte interesant. În principiu, aș vrea să, poate că vă surprinde, că nu sunt în niciun caz dușman al acestei idei. De ce? Toți cei care au revoluționat cumva lumea, care au dus-o înainte, care au schimbat ceva, au fost niște zeloți. Indiferent de natura zelului lor, această revoluție iahvistă a creat o memă care a evoluat ea însă și se manifestă în diverse forme. Însă tipul zelotului este cel care înlocuiește tipul eroului antic. Eroul antic este un tip plin de pasiune și cu calități extraordinare. Dar acestea sunt pentru el însuși, pentru glorificarea propriei persoane. Zelotul este un tip de pasiune care trece peste cadavre, care trece peste orice legătură naturală, care se detașează de soț, de soție, de copii, de părinți, de orice, pentru o idee. Este tipul idealistului pasionat, care este foarte greu să-l deosebești de un psihopat, trebuie să recunoaște. Dar aceștia sunt tipii eroului, care sunt anti-erou, de fapt, în concepția clasică. E tipul eroului nou care apare în iudaism și mai ales în creștinism după aceea. Chiar în creștinismul secularizat, eroul nu este cel care își face statuie lui, ci care jertfește totul pentru un ideal, pentru o cauză. Așa că nu mă grăbesc să condamn zelotul. Iisus a fost un zelot, Ioan Botezul a fost un zelot, Pavel a fost un zelot, Luther a fost un zelot, dacă vreți să mergem pe altă parte, cea mai mare oameni de știință, Newton a fost un zelot al științei. Ca să dau un exemplu, Thomas Paine a fost un zelot al libertății. Și așa mai departe. Pot da multe exemple. Ceea ce mă îngrijorează însă este felul în care ritualizarea acestei violențe istorice a zelotului, a zelului pentru Domnul, dacă vreți, generează monștri. Și, de exemplu, chiar din istoria lui Israel, Iuda Macabeul, noaptea pe neașteptate, în timpul războiilor de gherilă, a spus unei localități în care locuitorii adoptaseră modă grecească. Ei nu renunțase la iudaism, erau încă iudei, se închinau lui Iahve. Mă rog, trăiau după canonul Bibliei. Dar, cultural, se lăsaseră influențați de obiceiuri grecești. Pentru iudei, ca și pentru islamicul fundamentalist, aceasta era o trădare. Și Iuda Macabeul, împreună cu oastele lui de gherilă, descindeau asupra acestor localități și omorau pe toți. Acum, de ce spun aceasta? Fiindcă istoria se repetă. Este exact ceea ce face ISIS. Și ceea ce face Iuda Macabeul, care poate să fie glorificat de unii istorici, și ceea ce face ISIS, de fapt, este, ține de iconoclasmul zelosului sau zelotului, care slujește un Dumnezeu gelos. Și, așa cum am spus, modelul acesta perpetuat, devenit un complex ritualizat, devenit un ritual al violenței, este generator de monștri. Vreau să merg la un alt aspect, anume cel al ritualului apocaliptic. Despre ce este vorba? Pe la 1830, William Miller, un american care credea în idealul revoluției, în mod foarte clar, în idealul cetății pe deal și idealul iluminismului care se va implementa în America, este profund dezamăgit și simte că toată această lume creată de revoluție se prăbușește. William Miller se întoarce la credința lui Baptista. Și nu este deloc accidental faptul că William Miller se îndrăgostește de Apocalipsa. Pentru că, cumva, Apocalipsa îl scoate într-o depresie. William Miller recunoaște că era într-o depresie teribilă. Că vedea că toate idealurile lui s-au prăbușit. Toate idealurile lui iluminist americane s-au prăbușit, fiindcă lumea aceasta se duce. Și, într-adevăr, lumea aceasta dispărea încetul cu încetul. Sau nu chiar încet. Așa că William Miller descoperă Apocalipsa. Începe să predice Apocalipsa și Iisus vine în 1844. Las la o parte aspectele biblice sau profeții doctrinare. Cert este că William Miller predică revelarea lui Iisus
ca pe un eveniment violent care va distruge întreaga lume. William Miller are urmașii săi și dezamăgirea urmașilor săi este mai mare decât dezamăgirea lui Miller vis-a-vis de prăbușirea Americii în care a crezut și pentru care a luptat cu arma în mână. În sensul că pe Miller îl urmaseră alți radicali americani care fuseseră adepții acelei societăți americane, acelui experiment american, cum Bates, Fitch, Leach, toți aceștia au fost activiști care au crezut în idealul american și au fost dezamăgiți de sclavie, de corupție în armată, în guvern, de faptul că această lume ideală nu se realizează în America. Și s-au întors la Apocalips. Însă dezamăgirea 1944 a fost o prăbușire mult mai mare, pentru că Iisus n-a venit și s-au trezit dintr-o dată bajocrezi de toată lumea, mai ales că se prăbușise și materiale, că renunțase la totul sau cheltuise totul pentru cauza care credeau. Și atunci, într-o nouă fază psihologică foarte diferită, momentul ușii închise, în care ei consideră că Iisus a intrat în Sfânta Sfintelor și Miller a intrat în odaia de nuntă și fecioarele înțelepte au intrat cu el și ușa s-a închis. Și toată lumea este deja condamnată. Iisus care nu sunt condamnați, chiar că sunt bajocori și neînțeleși. Și așteptarea apocaliptică și predicția apocaliptică se intensifică cu viziuni și cu noi speculații și noi calcule. Dar cert este că apocalipticismul devine mai puternic. Ce vreau să spun este că această experiență, mai întâi dezamăgirea lui Miller față de lume, apoi dezamăgirea vis-a-vis de predicția lui Miller, a lui Miller și a urmașilor săi, și în sfârșit experiența ușii închise, urmată de altă dezamăgire. Nucleul nu se dizolvă din cauza că această predicție apocaliptică se perpetuează. Și ce vreau să ajung la un aspect pe care l-a discutat recent Alexa într-un eseu, anume ritualul apocaliptic în biserică, în biserică. În sensul că noi avem nevoie ca în mod ciclic să fim expuși la o serie de predici apocaliptice foarte, foarte puternice, le numim seminarii de apocalips. Și avem nevoie ca în fața noastră să fie prezentate imaginile persecuției și a celor șapte plăci și a prăbușirii acestei lumi. Mai mult decât atât, avem nevoie ca să fim provocați la mai mult zel. Atunci când un predicător apare și ne biciește că am acceptat idolatria poporilor înconjurătoare, am acceptat idolatria Canaanului sau Egiptului sau Babilonului, cum vreți, avem în șifrări ca și Acan, haine date pentru nimicire, purtăm verighetă, eu nu port, dar asta e altă problemă, sunt un zelot, dacă vreți. Femeile se machiază și se cheltuiesc bani aiurea și oamenii nu ține forma sanitară și sfârșitul de aproape, sigilul este de aproape. Atunci oamenii se simt bine și au nevoie de această violență rituală îndreptată împotriva lor. Oarecum nu mai sunt leviții care trec cu sabia prin tabără să ne înjunghie. Nu mai este Phineas care vine și ne străbunge. Nu mai este procesul stalinist în care îți denunți soția sau copiii că au vorbit ce nu trebuie la masă și ești primul care pune mâna pe piatră și omor cu pietre. Nu mai este izgonirea soțiilor și a copiilor în mod direct. Deci violența fizică nu mai este. Dar această violență este repetată ritual. Atunci când suntem supra niște predici care ne condamnă. Și oarecum simțim că această violență îndreptată împotriva, pe care biserica o îndreaptă împotriva ei. Așa cum în Israel, violența anti-idolatrie era îndreptată împotriva lui Israel. De Phineas, de Macabei, de leviți, dacă vreți, de evreul care își denunță soția sau copiii și pune primul mâna pe piatră. Deci nu avem honor killing. Dar ne denunțăm tineretul de la Anvon pentru că adoptă standarde lumești, să zic, nu spunem apusene noi. Nu omorâm pe nimeni, dar avem denunțuri. Și acest ritual al purificării morale a taberei, uneori urmat decât o excludere, mai ales când
un profesor mai bine cu o erezie, mai crede în evoluționism sau nu crede că există sanctuare în cer, există o exorcisare a răului din biserică, a celor care nu cred în creațiunea în șase zile sau nu cred în sanctuar sau nu cred în Ellen White și iarăși afirmăm poziția noastră și îi excludem, sau când unul ca Joe Cruz vine și critică păcatele culturale a adventismului, pantalonul scurt la femeie sau pantalonul în general la femeie sau cosmeticalele sau strandul mixt, atunci avem același simțământ de exorcisare a răului și este repetarea rituală a violenței arhetipale din tabăra lui Israel, de care avem nevoie. Dar în principal, contextul este acela unei violențe apocaliptice. Vine sfârșitul, vine sigilarea, ești lăsat afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Și dacă vine cineva care vine, depășește linia oficială a bisericii și este mai zelos, ca un fel de Phineas, care nu a mai așteptat ordine de la Moise, ci ia sabia și începe să junghie, el însuși, acesta va fi urmat și va fi bine primit. De ce? Pentru că noi avem nevoie de acest ritual apocaliptic. Noi, de fapt, avem nevoie să repetăm în mod ritual dezamăgirea de 1844. Predica lui Miller, dezamăgirea, ușa închisă. Ușa închisă este, în cazul acesta, separarea de lume, de culturea, de bisericile celelalte. Și un lucru foarte interesant. Perioada ușii închise, care a fost perioada Revoluției, să zic așa. Deci Miller, ușa închisă, a fost perioada Revoluției, da? Noi anunțăm distrugerea lumii, noi anunțăm separarea noastră totală față de această lume care este deja condamnată. Însă, ce se întâmplă începând din anii 60 în biserică este domnia teroarei. Și domnia teroarei o face Ellen White, care trimite tot felul de scrisori la comunități, numite mărturii pentru comunitate. Și în aceste scrisori cineva este denunțat de toate păcatele abjecte și toți vrea să se întoarce împotriva lui. Biserica e purificată, eroul este exorcizat. Și această domnia teroare este necesară pentru că păstrarea sentimentului apocaliptic, păstrarea războiului cu lumea, care este esențial pentru identitatea bisericii, ca și la Revoluția franceză, ca și la bolșevici, trebuie să devină un război împotriva dușmanului de clasă, să zic, din lăuntru, da? Sau al infiltratului din lăuntru. Acest război al teroare, acest terorism white, terorism alb, dacă vreți, teroarea albă, este foarte bine ilustrat de cazul nenorocit al tipului care a rugat-o pe soraie să se roage pentru sănătatea lui și îi muriseră doi copii și soția era bolnav și era bolnav. E clar că acolo era vorba de o infecție, de o infecție pe care o împărtășea întreaga familie. Trebuia să fie o cauză medicală care probabil că depășea medicina timpului. Și din cauza aceasta omul a venit la Ellen White să se roage pentru el ca să vindece. Dar Ellen White zice că i s-a arătat într-o viziune că omul acesta a făcut masturbație. Ellen White îl condamnă pe acesta și cere bisericii să înceteze să-l mai ajute. Mai ales că el a refuzat să facă o reformă în reforma sanitară. Deci un act de penitenție s-a oferit totuși. Să facă reformă în reforma sanitară, dar Ellen White spune că soția lui refuza categoric să gătească pâine de graham și spunea chiar că ar arunca afară. Deci omul acesta era total fără speranță pentru viața sau viața viitoare, afară cu el din tabără. Omul acesta era prostul care trebuie scos din tabăra lui Israel. Nu trebuie să-și mai irosească biserica zecimea prețioasă și darurile prețioase cu acest nenorocit, acest specimen subuman, când poate să dea Sorei White și lui James White ca să facă lucrarea, pregătirea pentru a doua venire. Este un exemplu tipic de teroare albă în biserică și rolul acestei terori albe este repetarea actului lui Phineas, actul lui Iuda Macabeu, dacă vreți, actul leviților, actul iudeului care își denunță soția, actul iudeului care își gonește soția și copiii, anume ca să treci pe orice sentiment uman din zelul tău pentru Dumnezeu și să repeți iarăși și iarăși drama apocaliptică în biserică. Acum avem, bineînțeles, teoriile conspirative cu iezuiții inspirați, cu iluminati inspirați și așa mai departe. Dar lucrul pe la care vreau să subliniez este în special ceea ce spunea Alexa în eseul ei. Și nu mă mir că unii l-au privit cu oarecare sarcasm și nu l-au înțeles, pentru că atacă o zonă care la noi este protejată în subconștient sau în inconștient, dacă vreți. Este acea traumă care este păstrată în inconștient și generează anumite tensiuni.
și anumite atitudini, dar nu este adusă la lumină, pentru că atunci își pierde puterea. Pe această traumă a dezamăgirii la 1844, pe această violență apocaliptică a lui Iisus care vine și nimicește totul prin foc, pe această așteptare a focului care nimicește și care n-a venit, se bazează, de fapt, o anumită forță care ține pe oameni împreună în biserică. Și aceasta nu trebuie niciodată adus la lumină, ci este, este cauza unei anumite obsesii compulsive, care se manifestă nu numai în cântec, cânticul apocaliptic de care spunea Alexa, dar într-un ritual care se repetă permanent în biserică. Și acest ritual este seminarul de Apocalips. Predica despre timpul sfârșitului, predica despre decret duminical. Apoi, după ce arde în toată lumea în foc, ne întoarcem împotriva apostaților și a trădătorilor din biserică și a canilor și a celor care s-au mers cu madianite și cu moabiți și a celor care vorbesc în șoaptă. Gândiți-vă la lucrul acesta, deci am spus de cel care spune în șoaptă la cina familiei, haide să mergem după alți Dumnezei, să imediat să-l denunți, nici măcar nu încerci să-l convingi, să-l denunci și să fii primul care dă cu piatra în cap. Gândiți-vă la toate acele teorii conspirative, că cineva spune ceva și din toate este interpretat, omul acesta vrea să ne depărteze de Dumnezeu nostru, de credința noastră adevărată. Deși poate că e ceva destul de inocent sau destul de rațional. Și imediat începe acea proces de exorcizare, de violență rituală. Și ne simțim bine denunțând și repetând ritualul omorârii lui Acan sau omorârii cananiților sau nimicirea acestei lumi. Sau dacă vreți, pur și simplu ritualul apocaliptic, ritualul apocalipsei, în care contemplăm iar și iarăși venirea Domnului. Și întotdeauna vine pe nori și vine cu îngeri și vine cu o trâmbiță, cu o trompetă și este foc și toți ard. Și noi avem nevoie să întreținem aceeași imagine iarăși și iarăși. De ce avem această nevoie? Explicația mea este că nevoia este psihologică. Este ceva ce ține de ritualul violenței în orice religie. Și care, așa cum am spus, privită istoric, în mod interesant, poate să fie o forță pozitivă, o forță revoluționară, dar când devine forța statu quo-ului, devine monstruoasă. Așa ce diferență între Fineas și Iuda Macabeul. Iuda Macabeu este un adept al status quo-ului. Așa cum aș face o diferență între Moise și Mohamed. Moise este un liberator al poporului din Egipt. Mohamed este un înrobitor al popoarelor și al propriilor credincioși. Această violență istorică și rituală, revoluționară, este unul din aspectele istoriei de care nu putem scăpa. Uneori este necesară. Însă, una este că această violență este folosită pentru progres, pentru a împinge lumea înainte. Așa cum iahvismul a contestat în mod violent o anumită ordine teologică, culturală, social-politică, o anumită teologie politică, în primul rând, a contestat-o violent și fără compromis. Și indiferent dacă istoria a fost sau nu reale, Exodul este o alegorie a liberării. Și Iahve, în mijlocul dumnezeilor, condamnându-i pentru că nu fac dreptate văduvei și orfanului, este ceva revoluționar. Creștinismul însuși a intrat cu ciocanul prima oară în istorie, dar creștinismul a adus un concept al frăției tuturor oamenilor, care nu exista niciodată în păgânism, și al valorii absolute a individului. Raționalismul, iluminismul n-ar fi avut rezultatele pe care le-a avut în vest într-o lume necreștină. Sunt convins de acest lucru. Deci, ca să reiterez iarăși ideea mea, o repet și iarăși, iarăși, revoluțiile violente uneori sunt necesare și ritualul violenței îndeplinește un rol psihologic ca să mențină etosul pasul revoluționar. Problema care o văd, începând de la Macabei și nu de la Macabei începând de la Ezra, de fapt, tot această problemă, dar continuând cu Macabei cel mai mult, este acela când
patosul acesta revoluționar devine, de fapt, o forță a status quo-ului, de a ține lumea în robie și înapoi. Și mă tem că, vorbind în privința aceasta, ritualizarea apocalipsei la noi, care este o ritualizare a traumei de la 1844, este deja o forță a status quo-ului pe care trebuie să o confruntăm. Și la fel ca Sigmund Freud, care s-a întrebat oare de ce eu ca evreu am suflet de evreu, deși sunt necredincios. Fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm ce anume este specific sufletului nostru, mă rog, nu, indiferent de nume. Ce traumă nerezolvată a istoriei ne ține în urmă? Sau ce forță violentă este folosită în păstrarea statul quo-ului și înrobirea indivizilor în biserică? Vă mulțumesc pentru atenție. Vom continua data viitoare. La revedere!